A venit din nou afară toamna, timp în care se culege roada. Văzând cu ochii noștri toți minunea, cum ne poartă de grijă pururea. Când roata se pune în hambară, vedem că avem binecuvântare. Tatăl a făcut iarăși să crească, văzând într-un ai iubirea cerească. Tatăl a făcut iarăși să crească, văzând într-un ai iubirea cerească. De strâns sunt roade multe pe defer, pe toate le primim noi de la El. Pe Iisus zilnic să îl proslăvim, pentru toate doar Lui să-i mulțumim. Ce mare bucurie noi avem, când roadele putem să le strângem, făcând din tot ce noi am primit celor din jur darul cel potrivit. Făcând din tot ce noi am primit celor din jur darul cel potrivit. Și noi cu toți putem un rod a fi, pentru al nostru Hristos din veșnicii. Ce a venit la noi și s-a jertfit, ca tu și eu să pot fi mântuit, împlinind tot ce El nouă ne-a spus, trăind frumos spre slava lui Iisus. Zilnic vom putea noi aplica roada Duhului Sfânt totdeauna. Zilnic vom putea noi aplica roada Duhului Sfânt totdeauna. Este timpul cu toții să vrem roadele ca să le numărăm. Să vedem noi astăzi ce-am lucrat pentru al nostru mare împărat. Să vedem noi astăzi ce-am lucrat pentru al nostru mare împărat. Astăzi ce am lucrat. Gândiți-vă fiecare ce ați lucrat astăzi pentru împăratul vostru. Și Domnul să le binecuvânteze pe toți, să lucrăm în fiecare zi, să aducem roade. Și roada Duhului din Galateni să putem să o împlinim în fiecare zi. Fiți binecuvântați, ori de unde ascultați. Amin.